seară Dumnezeu l-a trimis pe fratele nostru aici să spună că mai ai o șansă. În această seară Duhul lui Dumnezeu va vorbi ție și te va întări și îți va spune că Dumnezeu iartă păcătosul. Dacă vrăjmașul vine și te acuză, spune în numele lui Iisus Hristos, Domnul să te mustre, Satană. Eu cred că sângele lui Iisus Hristos în această seară poate să te ierte. În această seară poate să te elibereze, crezi? Amin. Crezi din inimă lucrul acesta? Amin. Amin. Amin? Nimeni nu-ți va da nicio șansă. Au venit niște oameni la Iisus Hristos cu un băiețaș și a spus, ai vindecă-l. La ucenici întâi. Ucenicii au făcut tot ce au putut. Și n-au putut face nimic. Dar când a coborât Hristos între ei, slăvit să fie numele Lui. Și s-a uitat la ei și a spus, ce se întâmplă? Ce este pe acolo? Doamne, am adus băiețașul meu la ucenicii tăi. Și i-a rugat să facă să-l vindece. Și n-au putut face nimic. S-a uitat la ei, Iisus, acel care te poate vindeca și pe tine acum. Acel care îți dă și ție iertare acum. Acela care și pe tine cercetează acum. Acela care acum îți vorbește ție. Care spune ție personal că te iartă, dar trebuie să-l crezi. Și a trins mâinile peste copilaș și copilașul a primit vindecare. A fost încă o femeie care n-a putut să meargă la oameni. Pentru că toți au părăsit-o. Pentru că păcatul toți au arătat cu degetul. Dar când s-a apropiat de Hristos, de Iisus, mielul lui Dumnezeu. Aleluia. Femeie, unde sunt părâșii tăi? Cine te-a osândit? Te-a osândit cineva? A spus femeia, nimeni, Doamne. Nici eu nu s-o osândesc. Fii mântuit, slăbit să fie numele Lui. Spune că atunci vor învia morții mici și mari. Marea, tot ce este în lumea aceasta, pământul, va da, va ridica, se vor ridica morții afară, cei ce au murit de când i-a făcut Dumnezeu omul. Și este adus o carte și vreau să închei. Se va deschide o carte și spune că orice nume care n-a fost scris în cartea aceea va fi aruncat în iazul de foc, moartea a doua. Dar tu în această seară poți să scapi la cel iaz de foc. Amin. În această seară poți să faci ca numele tău. Amin. Să fie scris acolo. Și eu cred că tu astăzi, vei lăsa pe Duhul Sfânt să-ți vorbească. Amin. Și vei pleca de aici un om fericit, un om binecuvântat. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Am vrea să ne ridicăm picioare. Amin. Să ne ridicăm.